Așadar, dragi la Dumnezeu, și bun găsit la întâlnirea cu Proforain la clasa 6. Da? Așa. Ștefania, până la urmă, treabă. Geometrie. Superbă. Geometrie. Chiar așa, așa. De ce mai fost nevoie de disciplina asta în matematică, încât voi copiii să aveți încă o problemă în plus. Da? Și în afară de asta, se pare că este o parte a matematicii destul de dificilă. Deci, nu întâmplător, foarte mulți spun la algebră mai merge ce mai merge, la geometrie și nimic nu înțelege. Există această tendință de a se vorbi în felul ăsta. Și acum, să vedem ce anume ai tot de făcut acolo. Construiesc trei segmente cu lungime AB egal cu 4 cm. Deci construiți. Trei segmente. Cu lungime. Așa. AB egal cu 4 cm. Da. CD egal cu 5 cm. Egal cu 5 cm. Și MN. Da. Egal cu 8 cm. Egal cu 8 cm. Păi, tu cum gândești că o să ne discute o dată? Păi, facem un segment de 4 cm. Așa. Și într-o capăt punem A și celălalt B. Sigur că da. E foarte simplu. Deci vezi că avem și instrumente. Da, avem și mai lucru. Așa. Deci, de la 0 până la 4. Iată, aici sunt 40. Centimetri. Eu am ca să fie vizibil așa. Apoi de 50 de centimetri. Deci de desubt fac 1 de la 0 până la 50. Și chiar am gradația. Și nu dă voie să mă duc iată ce de? Ce? De. Și altul de 8 cm, nu am îngradat eu, dar mă duc cu 5 mai cu 3, nu? 5 și 3 fac 8. Deci, iată, pun așa, 5, și mai merg încă 3, de aici încolo, și total am să am 8 cm pe 80 cm eu am aici, e mine. Simplu. Asta a fost după da. Mai departe. Pe o dreaptă se iau punctele A, B și C. Deci pe o dreaptă să luăm o dreaptă și numai. O dreaptă, ce înseamnă o dreaptă? O linie terminată. Da. Nu stăca și se ia practic 3 minute. Dacă eu pot să dau așa. Asta de bine. Așa. Iau punctele A, B și C în această ordine. Deci în ordinea o spun așa, liniuță B și liniuță C. Da. Da? Și aici spune în această ordine. O să dea așa. A, B, C, apoi B. Dar spune ceva ca lungime, ceva. Astfel încât A, B egal cu B, C egal cu 6 cm. Deci, A, B egal cu B, C. Uite așa, adică ei se leau de ce așa lungime, nu? Da. Și de 6 cm. Da. Păi atunci, mă pare exact acolo pe vețel, 6 cm, fie un plăbă. Da? Ce mai spune mai departe? Arătați că AB egal cu CD. AB egal cu C? D. Da, ai spus mă AB și C. Deocamdată. Da, dar nu știu de unde e CD. Trebuie să citim în exercițiu. Că o dreapta și-a făcut că AB și C, în această vreau să nu încât AB egal cu C. Arătați că AB egal cu CD. A. A, B și C în această ordine. Da. Ați
astfel încât AB egal cu BC și egal cu 6. Arătați că AB egal cu C, D. Păi, despre ce de D nu îmi spune nici el, nu se lucru. Vezi? AB egal cu BC. Da. Dar și caută D-ul aici în discuții. Vezi? Da. Nu am nimic despre D. Mai se referă la exercițiul ăsta? Nu, nu. E fiecare de sine sănător. Da. Deci AB egal cu AB egal cu BC. De 6 ce de data asta așa nu, din ipoteză. Da. Deci nu știu ce să spun. Îmi pare foarte rău, nu știu despre D, nu am ce informații din ipoteză. Da. Mergem mai departe. Fie A aparține lui B, C. Altă problemă, nu? Da. Fie A aparține lui B, C. Aparține lui B, C. Știind că AB este egal cu 3 cm. Știind că AB egal cu 3 cm. Și AB egal cu AC. AB egal cu AC. Aflați AC. Alea în paranteză pătrată. Fiecare. În paranteză? Nu, da, dincolo, acolo. AB, așa? Da. Dar cumvați spune trei denunții? Așa? Congruent? Da, trei. AB, congruent cu AC. Da. Când două segmente sunt congruente? Când au aceeași lungime. Da. Deci, fie A pe BC. Deci, iată, îți iau o dreaptă. Da. Și, să spunem, dreapta B, C. Că prin două puncte trece o dreaptă și mai una. Iar A aparține lui BC cum este scris? Așa? Pur și simplu sau mai din parte? Pur și simplu. E de fapt în paranteză rotundă. A, asta e altceva. Că vezi așa scris, adică A-ul e între B și C. Da? Deci A-ul este între B și C. Este important. Deci, fie A, care aparține segmentului, aparține interiorului. Adică nu e în capăt, nici în B, nici în C au. Pe aici punem A. Dar așa fel, cât AB egal cu 3 cm. Da? Da. Și că AB, AB concurent cu AC. Adică A-ul se ia la mijloc în condițiile astea. Dacă spune că AB egal cu AC, înseamnă că AU a fost considerat la mijlocul segmentului. Numai așa, AB congruent cu AC. Adică lungimea asta e egal cu lungimea asta. Știind că AB e de lungime cât 3 cm, întrebarea este cât este AC, nu? AC, da. Cât este AC? Păi tot. Tot e 3 cm. Deci eu sunt răspuns. AC egal cu AC și egal cu 3 cm. Vezi? Când zic AC simplu și nu pun întrebare, nu știu cred că așa folosești și autor, înseamnă că de fapt la lungime mă refer. Da? Deci eu nu spun. AB de 3 cm. Corect. Deci când spun AC egal cu AB, eu mă refer la lungimea segmentului AC. Când îi pun așa, înseamnă că e zona de segment. Da? Interiorul segmentului. Iar dacă las în mâna așa C, mă refer la lungimea segmentului AC. Deci, insistăm, am notat să se descopere, că nici eu nu știu foarte bine cum face autorul ăsta, dar acum ușor, ușor îmi dau seama. Deci, când ne referim la lungimea unui segment, de la A la B, adică cât e de mare el, deci scrie lungimea segmentului, scriem așa, A, B, egal. A, B, egal. Cât o fie, 3, 4, 7 cm, un număr, da? Un număr. Deci, un număr. Când notăm așa, A, B, ne referim la faptul că interiorul segmentului AB.
Da? Prin această învățație, înțelegem toate punctele de la A la B, fără capete la și B. Da? Aici înțelegem? Segmentul. Segmentul A, A, B, fără capete. Segmentul AB, fără capete. Când o să vezi scris așa, înseamnă că e vorba de segmentul AB cu tot cu capete. Inclusiv capete. Deci tot segmentul AB, AB cu capete. Adică cu punctele de la capăt, înțeleg eu. Cu toate punctele și din capăt. Da. Ei, segmentul ăsta, privindu-l ca o mulțime de puncte, nu putem spune că e cu CD congruent. El acoperă la multe mulțime din plan. Ăsta CD, chiar dacă are aceeași mulțime, da, CD-ul, dacă aș zice așa, chiar dacă are aceeași mulțime, totuși, punctele pe care are ăsta nu sunt identice cu ăsta. Că unele sunt pe zona asta din plan, adică sunt din porțiunea asta, iar punctele lui sunt din planul ăsta, într-o altă zonă. Și atunci vom spune că AB e congruent cu CD. Deci segmentul AB congruent, punem trei linii. Da? Asta. Așa nu trebuie să avem clar. Deci lungimea înseamnă puse cu literele puse. Segmentul punctele sale deschis sau închis? Deschis sau închis? Deschis dacă nu luăm, ca și paranteză rotunde, iar închis când luăm și capetele. Asta ar fi limbajul pentru cel. Mai departe. Ce spune la altă problemă? Pe o dreaptă se iau punctele A și B, astfel încât AB egal cu 4 cm. Uite, pe dreapta asta luăm AB de 4 cm. Uite așa. Adică lungimea de 4 cm. Tu poți să iei exact. Să măsori, să faci toată treaba cu linguța acolo. Fie T, simetricul lui A față de B. Fie? T. T, da? T, litera T. Litera T, simetricul lui B față de A. Adică este situată în partea stradă. Da. Deci simetricul lui B față de A este pe partea opusă, la distanță față de A, exact cât e lungimea acesteia. Deci simetricul lui B față de A, tot 4 ani, da? Da. Și am dat cine cu T, da? Da. Asta este simetricul. Și zice, ce lungime are segmentul în paranteză pătrată BT? BT? Păi hai ca asta răspuns tu. Păi 8. 8, sigur că da. Asta mare cu 4 cm. De aici până aici. Și atunci, în total, vom avea, nu, lungimea completă, 8 cm. Corect. Altă problemă. În figura de mai jos, faceți figura. Să fac. Să vedem ce figură este acolo. Dar trebuie AB egal cu 8 cm, BN egal cu 3 cm. Deci trebuie să respectate niște măsuri, da? Da. Eu o să zic că l-am măsurat. Da. Așa. Deci eu, așa, AB, de indicat, AB, am mai întâi, am mână, pe urmă e B-ul mai încoace. Dar parcă mă uit, am mână, știi cât mă văd, bă, dar eu seama aici. Da. Apoi până și încă, până, până că, până până că... Deci avem 8 cm. Deci e ipoteză, așa se numește, toate astea 8 cm.
cine dă autorul? În ipoteză avem că A, B, egal cu 8 cm. A, B, egal cu 8 cm. Așa. Bână, egal cu 3 cm. Știi că mâșine sunt mijloacele lui, deci mâșine sunt mijloacele lui A, B, respectiv BC. Cum am și văzut, mâini mijlocul tot A, B, A, B. Deci tot asta A, B are cât aici. Hai să vedem cât are asta închis. 8, da? 8 cm. Iar bână, în ipoteza, are 3 cm. Deci de aici până aici, 3 cm. Știi că mâșină se mijloace, se mijloace pe respectiv BC, calculați anul. Deci în concluzie, dar să mai spun că anul e cauza ca lungime cu mânt, și tot așa de bine vână, vână e egal la lungime cu un C. Dacă mâini la mijloc, cât este am? 4. 4, sigur, că da, dar ăsta altul. Tot 4. 4 cm și 4 cm, dar în C. 3, sigur că dacă s-a schimbat mijloc. Da. Cum văd, 3 cm. Cine cauce să calcul de anul? Păi, l-a calculat. Da. Mână. Mână. Hai să-l calcul pe mână. Deci anul e egal cu cine? Asta e la întrebarea. Apoi să calculăm pe mână. Mână e egal cu cine? Și AC. Și să vedem cât este tot AC. Și AC e egal cu cine? Păi, mână. Mână. E 4. A mea, el m-a pus, nu? Răspuns. Da, a fost 4. Acum răspuns, răspuns. A e egal cu 4 cm. Să vedem cât este mână. Mână e 10. De ce? Păi are 4 până aici și încă 3. Păi și nu e și încă 3, că e... Păi de la mână până la mână, da. Aaa. Deci la mână până la mână. La mână e doar 7. Atât, 7. Deci... Da. 7. Răspuns? Mână e egal cu 7. Am. A, ce? Așa. E 4, 8, 6. 8 cu 6? 14. 14. Deci ce? Egal cu 14. Dar iată că am făcut și această problemă. N-a fost loc dificil. Să știm ce înseamnă mijloc și să împățim un singur tot ce am două. 8. Ce putem afirma despre punctul N, despre MP, ce aparține în MP? Ia să vedem. Deci spune, ce putem afirma despre punctul N de pe MP? Dacă am, deci în problema 8, avem așa. Am mână, în ipoteză de toată, în ipoteză, mână e ca cu 7. 7 cm. Mp egal cu 14 cm. Ce putem afirma despre punctele N, punctul N de pe Mp? Deci să facem figură, da? Da. Deci hai să ne închipuim că lăsăm dreapta aceea de mai înainte. Deci pe o dreapta. Fixăm mai întâi mână de la mână până la mână.
Cât ai spune că sunteți ca autorul? 7 centimetri. 7 centimetri. 7 centimetri. De la mână până la fână e 14. Mână până egal cu 14. Ce putem spune despre mână care este situat pe mătură? Păi, e la mijloc. La mijloc. Pentru că se vede foarte tare treaba așa. Dacă asta tot e 14 și până aici e 7. Nu a rămas în partea răspită 7? Da. E asta este, da. Deci a spus, care e răspunsul corect? Nu, P egal 7. Deci nu este la mijlocul lui mână. Da. Scrie-mă chiar asta. Nu, mijlocul lui mână. Ne-a întrebat ce puteam spune. Ia care a spus. Vă spun. Nu. Pe o dreaptă, considerăm punctele A și B. Construiți punctul C simetricului A față de B și D simetricului B față de A. Așa. Deci pe o dreaptă. Pe o dreaptă. Ia citește tu. Aici suntem la problema care? Ce spune? Pe o dreaptă considerați punctele distincte A și B. Așa. Deci pe o dreaptă, ce nu mă dreaptă? Luăm două puncte distincte. Încât aici să apară, nu? Hai să spunem punctul C,
iar A o să fie la mijloc. Cât e simetricului C față de B? A lui C față de B. Deci acest C are undeva un simetric față de B, așa fel că distanța asta CB să fie egal cu B, hai să notăm B cu D. BD. Insist. Pentru început am dat la pe cine? Pentru început am dat numai pe AB, da? Da. Simetricul lui B față de A, simetricul lui B față de A, este punctul C. Așa fel în situată încât A o să fie la mijloc, adică segmentul ăsta să fie egal cu ăsta ca lungime. Acum când a zis simetricul lui C față de B, îl aruncă pe C tocmai în partea asta și să obține un punct D încât să fie toată distanța asta CB cât BD. În problema noastră am avut așa, simetricului, cui am avut? Simetricului A față de B. A față de B. Este punctul C, da? Da. Și pe urmă? D. Simetricului B față de A. A. Simetricului B față de A. Adică B este aruncat într-un punct aici, D. Da. Încât A, B să fie ca lungime exact de e AB se fie cât AB. În fapt, de fapt, să spunem pe cealaltă, că noi am obținut câte segmente? Trei segmente. Un segment de A, altul AB a fost dat ăsta, a fost dat în problemă. Așa. Și simetricul lui A față de B este BC. BC. Deci acesta este simetricul. Scriem pe el, simetricul lui, simetricul lui A față de B. Deci cine este simetricul față de A față de B? Este punctul C. Deci simetricul este punctul C. Punctul C. Simetricul e B față de asta. Deci asta de aici desemnăm iarăși partea asta așa. Acest punct D, punctul D, punctul D ăsta, simetricul lui B față de A. Da. Lui B față de A. Că dacă îl îndoi așa, eu, B-ul trebuie să arunce exact în D. Dacă îndoi, dacă ar fi o sfoară și o îndoim exact în punctul A, B-ul trebuie să ajungă în D. Asta e simetricul. Punctul D este simetricul lui, cui zicem, lui B. B. Lui B. Față de A. Aici, aici CO. CO a fost simetricul lui A față de B. Deci A față de B. Folosim pe C. Da? Mai departe. Arătați că A de o paranteză pătrată este congruent cu BC. AD. AD congruent cu BC. BC. Deci AD, AD e de aceeași lungime cu AB. Este. Da. Pentru că așa am construit. Noi l-am luat încât l-am luat așa fel încât trebuie să fie la mijloc. Da. Da, A o să fie la mijloc. Că dacă A la mijloc nu înseamnă că AD este egal cu AB, da. Deci, să zicem, e adevărat asta, pentru că, lungimea lui AD, AD segmentul așa,
lungimea lui A, egal cu lungimea lui A, B. Deci de ce e congruent? Deci mai ce o dreaptă D și trei puncte A, B, C pe aceasta, astfel încât A, B e egal cu 3 și lungimea. Deci am desenat cu o altă dreaptă. E o altă problemă, nu? Da. Deci, pe o dreaptă desenăm trei puncte. A, B și... A, dreaptă D. Nu, pe dreaptă D. Da. Așa, da. A, B și C. Așa. Așa fel. Așa fel. Încât A, B egal cu 3 centimetri. Deci de la A până la B. Sau 3 centimetri. 3 centimetri. Și AC egal cu 5 centimetri. Și de la A la C, acum în ce sens se prefă? Adică... Da, tot în sensul ăsta. Da. Deci AC 5 centimetri. Cât este BC? Așa trebuie? Da. BC egal cu ce? BC egal cu... Uite-te și tu. 2. Cu 2, sigur că da. Adică 3 și cu cine fac 5? Da. 3 egal cu 5 minus 3 egal cu 2 centimetri. Așa. Stabiliți ordinea punctelor coliniare ABC dacă AB AB egal cu 11 centimetri. Deci AB este egal cu? 11 centimetri. Bun. BC egal cu 17 centimetri. BC egal cu 17 centimetri. Și AC egal cu 28 centimetri. 28 centimetri. Care e ordinea literelor pus aici? A, D, C. Deci, de exact, o dreaptă pe care îi socotim mai întâi una de... De 11 cm. Deci, la, până la B, 11 cm. Da. De la B, acolo mai merg încă 17. Pe aici, de la 17 cm, tu măsori bine acolo, da? Da. 17 centimetri. Iar de la A până la C? De la A până la C, 28 centimetri. 28 centimetri. Și care e ordinea? Păi... ce? Asta e de ușor, păi sumă. Da. 17. Da. Care e ordinea anterior? A, B, C. Deci răspunsul corect întâi A, drumul B și drumul C, să vede foarte bine, da? Deci orice este A, minuțul B, minuțul C. Da. Mai departe. AB egal cu 5 centimetri. Tot am același exercițiu. Deci, o altă situație. Da. Da. AB egal cu 5 centimetri. A, B, 5 centimetri. Desenăm și noi o altă dreaptă. Da. În care luăm A, B, 5 centimetri. După B, C egal cu 18 centimetri. B, C egal cu 18 centimetri. Și A, C egal cu 13 centimetri. Și A, C. Egal cu 13 centimetri. Care e ordinea? Mai întâi e A, C, B. Deci A, tu spui așa să fie. A aici. Da, după ce C aici ar fi, nu? Da. A, C care e de 13. Și după B. Și B-ul, de la B până la C, de la B până la C, să fie B, C, să fie 18. 18. Da.
Deci asta ar fi 18. Și atunci AB cât ar fi de mare? AB ar fi 18 și cu 13 31, dar zice AB să fie numai de 5. Este zic, mențim în dat de probleme. Punem AB. Deci B o să-l punem, da? Da. La cât să-l punem? De la 5 centimetri? Da, 5 centimetri. Aici este B, clar. După BC să fie de... De fapt, AC trebuie să fie... 3. De 5, deci, nu? Da. 5 centimetri. BC... Așa... 18. De ce? Asta așa a fost 18. Și atunci ce de 13? Nu vrei să? Păi da. Atunci hai să luăm pe A între B și C. Și atunci o să fie B, C. Hai să luăm o altă situație, da? Deci mai întâi B-ul și C-ul să fie de cât zice așa? B-ul și C-ul de 8. 18. Deci, 18. A o să fie la 5. A aici. Adică asta să fie BA sau AB de 5. Iar la ce le dă ea acum? A ce e 13. 13 și cu 5 fac 18. Da, și mai. Asta e ordinea. Da. Deci ordinea este BAC. Răspuns corect, B, minus A, minus C. Ai văzut că am luat un pic cerveau, o fi așa, o fi așa. Da. Care e liter? Cum s-o băgăm și se spune, sunt în realității. Cerute, am problem. Așa. AB egal cu 21 de centimetri. Deci, că AB e 21 de centimetri. AC egal cu 6 centimetri. Și BC egal cu 15 centimetri. Cum spunem? AB. AB egal cu 21 centimetri. Da. AC egal cu 6 centimetri. Și BC egal cu 15 centimetri. 15 centimetri. Și să vedem care e ordinea, da? Da. Noi nu știm deodată. Dar ne uităm, care e cel mai lung segment? Păi, A, B, C. A, nu, A, B. A, B. Și atunci îl fixăm pe ăsta. A și mai încoace B. Da. Și deasupra spunem 21. Acum, de la A la C. De la A la C sunt 6 cm. Apoi aici pe undeva trebuie să fie. Deci, C-ul aici, și ce de sus punem 6 cm. Iar BC e egal cu 15 cm. Adică asta așa. 15 cm. E bine? Și a ordine? Da. Că 6 și cu 15 fac 21. Da. Deci ordinea este A, A, C, B. Ce? Da. Asta a fost tema, cum celălalt exercitit. Hai să mergem mai departe, ca să ne familiarizăm un pic cu chestiunile. Că ele vor crește în dificultate, ne așteptăm și noi. Da, au fost trei teme. Bun, dar nu să vedem deodată, știi? Da. Ne facem de toate, de două, să înțelegem bine și pe urmă ducem. Pe două puncte, A, B și C, astfel încât... Da, încât nu știi sigur să o faci, da? Da, l-am făcut-o, cred. Era foarte ușor. Bun. Trebuie să fie niște calcule. Erau niște probleme. Am înțeles. Trebuie să mai spun, am citit un mesaj de la cineva, la una din problemele care a făcut-o. Și mi-a spus așa, știi că spuneam voi, să se găsească cel mai mic număr, da, care are 21 de cifre. Ah. 2100 de cifre, da. 21. Da. Și noi spre așa, începem cu 1, doar pentru 21, să zicem. Pentru 21 de cifre,
ziceam că începem cu 1 și după loc de ale 9, 9 și 9, 9 și 9 fac 18, da. Și până la 21 am mai avea un 2. Un 2. Da? Și până la 2, 1. Adică ar fi 1299. Da. Da? Eu fac 99, 18 și cu 2, da. 20 și 21. O zis eu, respectiv cu nimeni. Cel mai minor e 39, 399. Adică toate. O zic, mergeți un loc, cum ați făcut foarte bine, dar de ce să încep cu unul? Că am crescut unul de mult, am avut și mie atunci. Bă, ce deștept a fost, mi-a plăcut. Deci am sigurat din nou greșeala. Și noi suntem din nou atenți, recunoaștem. Deci, atenții multe. Deci împărțim câți de nouă avem și restul care e rămâne, pun în față cel rest. Ca să vedem care ar fi cel mai mic număr, care acel o cifră se facă 75. Deci, cel mai mic număr, pentru care suma cifrelor e egal 75. Deci, ori 9... ori 8. 72. Da. De acord, 72 și eu mai rămâne 3. Deci, pun câți de ani din nou? 8 de ani din nou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și pun 3 în față și gata. Da. Nu pun 1 și 2, dar atunci e ordine mai mare. Da. Deci, restul, pur și simplu. Mulțumesc frumos, din nou, suntem în fair play și ne cunoaștem. Așa e. Da. Da. Așa? Da. Este un semn că prietenii noștri stau pe profund mai, cu echipe profund mai și ori de câte ori găsesc o slăbiciune, vin și precizează. A mai fost problema aceea mai interesantă. Da. Așa, nu mai țin aminte. Trebuia să se... la dădea restul 1 la împărțirea cu... Așa, și multiplul de 7, doar. Da, așa. La împărțirea la 3, la 4 și la 5. Și la 5, restul 1. Da. Trebuia să... Așa. Și mama mea care a deșit-o foarte tare și mai mea. Era așa. Noi am vorbit despre pătratele perfecte. Da. Pătratele perfecte sunt cele care, adică numele care se termină în 1, în 4, au șanse, dar să fie pătrate perfecte. Unul are, să spunem, un simplu e pătrat perfect. Da. Dar 11 nu mai sunt pătrat perfect. Sau 21 nu mai sunt pătrat perfect. Da. Vezi? Însă cele care se termină în 2. 2, 2, parcă 3, 7 și 8. N-au șanse să fie pătrate perfecte. Deci numele care se termină în 2, 3, 7 și 8, nu pot să fie, nu sunt pătrate perfecte, nu sunt pătrate perfecte. Da. Și mi-a făcut un exercițiu care sunt așa. Fie numărul mie, e ca 1, 2, 2, 3, 1, punct, punct, 20, plus 48. Da? Numărul de puncte, puncte, ori 48, ori până la 20, plus 48. Da. Și să arate cât e pătrat perfect. Da.
Și noi am zis, urmă, noi să ducem pe nu știu cine și nu știu ce, și patru. De câte doi, câte doi. Da, și nu, și se zisează un alt mod de lucru. Foarte fain. Poți să spui tu la mulțimea asta, de aici, câte zerouri va avea? Nu, mă rog, va fi un formul, cu câte zerouri aici? Cu două. Adică la cine te la 10. Și la 20. Deci 20 de ori le-am singur. Pare mai ai vreun zero? Este un 5 pe acolo? În înmulțirea asta un 5? Și este și un 2? Da, da. Și ce ori 2? Și eu la asta, dar nu sunt una legală. Păi, nu are importanță, dar la mulțire există un 5 ori 2. 5 ori 2 ne fac 10? Da, da. Deci mai dăm o 10. Mai există vreun... Da. Cine? 15. 15. Care are... Este un 5. Da. Și 4 și 6 la mulțire. Dă încă un 0. Da. Deci... Încă un 0. Da? Da. Și mai multe, o număr lung cu multe cifre și cu câte zerouri în capăt? Cu 4 zerouri. Plus 48. Va da un număr mai, care va da multe cifre și ultima cifră cât este? 48. Ultima cifră, chiar nu cred. 8. Și un astfel de număr, dacă este pe 8, nu este pătrat de așa. Fain de tot! Excepțional! Ne-am început acolo și am chinuit-o și... Da, o pagină! Așa, așa. Vezi ce idei frumoase, rapide. Da. Esențialul că aici sunt zerouri. Da. Și în ultima cifră putea să fie 798. Important că era 8. Da? Da. Deci aici este frumusețea. De ce e matematica frumoasă și de ce ori de câte ori apare câte o idee la ceea ce facem și mai bună decât a noastră, trebuie să fim corecți și să o dat în evidență. No? Mi s-a întâmplat așa de-a lungul carierei mele, când în clasă, făcând o problemă, am trezut mai în urmă, era un elev, era în clasă de-a 10-a și era un elev care stătea așa în bancă, eu mă întrebam pentru cum a trecut clasa aceea. Făceam un program de geometrie, noi nu-i cunoșteam. Da. Și unde ne sunt așa, pasiv. Și am avut impresia că el chiar își bate joc de mine, nu o să uite tot. El avea așa un defect la ochi și mi s-a părut că el mă privea cu dezinteres așa. Și atunci, asta el zice, tu n-ai înțeles? N-ai înțeles? Zic, da. Dar și părerea vezi următoarea soluție. Și mi-a dat o soluție, mă, Ștefania, trăsnet, foarte tare, foarte frumoasă. Și eu am zis, ne-am mai pomenit. Nu m-am gândit la asta, dar ideea ta e mai bună ca mea. Și acolo am făcut o trafica mea, fără milă, am criticat-o și am scos-o pe aia în evidență, eram la 4 ani de învățământ, și m-am repet la catalog, în anul 10. Era primul meu 10 care dădeam în cariera de profesor. Când a zis catalogul, el era corigent. Colega mea, profesoara, fiindcă el mai îndrăznea să vină cu idei de astea năstrușnice, el spune, stai jos că ești prost. Și el era descurajat și punea în nota 3. Ea de teamă ca să nu pune dificultate. Da, să nu ia. Nu. Ideea era teamă că ăsta când vine câte o idee, ea nu înțelege. Știi că există așa ceva? Da. Nu înțelege și dacă nu înțelege... Mai nu. Și ca să nu fie pus în situația delicată, îi dădea 2 sau 3, ca să nu mai aibă curajul și inițiativa să mai răspundă. Că atunci am zis, cum se poate? Am țipat. Cum se poate să fie așa ceva? Și atunci colegii a spus,
Pentru că zice, domn profesor, ca acum la ora dumneavoastră, el mă interesează că o idee de asta și cum s-a întâmplat acum. Și stai jos că ești prost, doi. Și el nu se urgente. Iar la mine, la media 10, și a fost, cum să spun, catapultat așa. Deci avea totdeauna inițiativă, discutam cu el așa, de egal la egal. Ei, asta e frumusețea. Deci trebuie să ai putere să recunoști că acolo tu nu te-ai prins, ca profesor. Ce nu e rușine să spui asta? E rușinos să dai într-un copil care are și o valoare să lovești fără nicio justificare. Putea să fie aici și cu 7 și cu 3 în ultima cifră. Doi, trei sau 7 sau 8, tot era perfect. Da. Foarte frumos. Mi-am amintit astea și am și făcut cu ocazia asta cu corecții și am și făcut așa încurajăm pe oamenii și că nu știu cum e. Apar n-am cine o scris mesajul. Dar el acum, când pe care nu aveți un nume, dar când vede chestia asta, spune, da, e frumos ce face profesor, pentru că are fair play-ul să spune, da, ideea ta este minunată. Acum să ne întoarcem la ale noastre. Să continuăm acolo cu ce propuneai tu. Da, era un loc pentru proiectul de decizion. Domnul profesor, e oră 5. Oră 5? 4 minute. Ah, ne oprim aici să întorci. Că da, trebuie să vedem ce ceilalți promesc. Da. Ia să văd de ce nu vin. Dar cum mă trec așa de repede? Păi da, pentru că ori la noi trec, nu îți dai seama că pentru că tu ești reușit să fie atâta drag și nu ești în stare în spate și nu... De ce timpul fuge foarte repede? Vezi? Câtă vreme suntem așa... atenți acolo. Da. Și facem lucrurile cu plăcere, important, cu plăcere, nu știi că fuge doar timp. Dar dacă ești stresat și nu ți-e asta și nu știi ce zicea la altă și te enervești și începi să nu duci cu nu faci nimic. Bun, hai să ne oprim aici și te așteptam. Facem sinteză? Da. La sinteză ce spune că acum aici? Segmente, puncte, nu? Segmente, măsura lor. Da. Așa. Segmente. Măsura lor. Și am mai făcut ce? Ordinea lor. Am tras o concursă. Ordinea lor s-ar afla. Era ordinea punctelor. Ordinea punctelor. Cam asta. La revedere. Ce fac prietenii noștri?